În ultima perioadă au existat tensiuni destul de mari între antrenorul Marius Croitoru și finanțatorul Valeriu Iftime. Tensiunile au fost cauzate mai mereu de comportamentul destul de ostil al tehnicianului, pe care acesta l-a avut indiferent că a fost vorba despre relația sa cu jucătorii, cu presa sau cu patronul grupării din nordul Moldovei. Întrebat dacă Marius Croitoru va pleca în vară la FCSB, așa cum s-a speculat nu de puține ori în presa națională, Valeriu Iftime a dat cărțile pe față și a afirmat că nu se opune în cazul în care antrenorul va primi o ofertă mai bună. Părerea Mea este că nu pleacă Marius la FCSB. Eu vreau să rămână la mine. Relațiile sunt normale acum, la fel ca înainte. Eu îl prețuiesc tare mult și mi-e greu să vorbesc curât despre un om care a făcut multe pentru bătoșani. Dar nu este nici primul, nici ultimul. Eu cred că rămâne. Dacă va avea o ofertă bună și vrea să plece indiferent de contractul pe care îl avem, eu îi dau drumul, a declarat Valeriu Iftime la ProArena. Până la finalul sezonului însă, F.C. Botoșani mai are de disputat trei partide importante care ar putea duce gruparea de pe municipal direct la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League. Până la final de play-out, F.C. Botoșani se va mai duela cu CS Mioveni, Dinamo București și Academica Clinceni, trei adversari aparent facili, însă care, dacă sunt tratat superficial, ar putea da mari bătăi de cap moldovenilor.